Salut! O să mai încerc astăzi cu același echipament să pescuiesc pe lacul de Muat. Folosesc din nou aceleași momeli, încă nu le schimbăm. Pentru că cineva a sugerat să mai pescuiesc o dată pe lacul ăsta, dar de la ora 7 dimineața. Mi-amintesc că am încercat deja chestia asta, dar poate am mai mult noroc acum. N-am încercat cu momelile... De fapt, am încercat cu momelile astea, dar nu cu lacul acela de pietriș. Vedem imediat dacă... Are un alt efect de data asta, deci la 7 dimineața o să dau să treacă timpul mai greu, nu timp real, undeva la jumătate, adică înseamnă o zi trece, jumătate de zi, o zi din 12 ore de joc, 12 ore și trece o zi, joc 6 ore și trece o zi, cam așa ar trebui să mă încadrez, fără timp, restul le lăsăm așa, la ora 7 dimineața, da? Hai să vedem ce o să se întâmple de la 7 dimineața. Cred că o să mă bag tot în colțul ăla. Să vedem acum dacă am mai mult noroc. Deci mă bag tot aici. 7 dimineața. Eram obișnuit cu întunericul ăla. La 7 dimineața nu e întuneric aici. Mă instalez. Tot la 10 pești. Ne oprim. Așa, dă-i înainte. Stai că aici am greșit, o resetează. Acolo de pietre și am uitat să modific măcar chestia asta. Bun, și dă-i în față. Până în capăt. Să vedem cât de repede o să sară. 10 pești. Băi, unde e mă nămolul? Ăsta, nămolul, pietrișul. Da, doiul. Schimbăm omeala și la 2. Acolo ăsta, omeala asta. O dau mai la dreapta, poate chiar și mai la dreapta. Nu e pietriș. Bă, și când am vrut să dau pe nămol, pica pe pietriș. Așa, și mergem cu acul de pietriș, cu mumeală. Să dau fulgi de pâine albă și astea ce sunt? Bucățele de pâine. Îl încercăm cu bila. Cu bila și o dăm în stânga. Cât de departe pot să dau cu asta. Așa mă, perfect, pietriș. Și acum să vedem ce o să se întâmple. Au trecut deja 6 minute, deci se duce destul de repede timpul. Posibil în 10 minute să fac o oră, să fie 8 în 10 minute sau în 20 de minute să fie 8. Undeva pe acolo. Nici o mișcare, mai trag de 1. Tragem puțin și de 2. Dacă trag prea mult, cred că ies de pe pietri și ajung pe nămol din nou. Mergem iar la 3. Ha. Cam liniște. Am încercat eu de dimineață, nu știu dacă chiar de la 7, poate am dat pe la 9. Și am jucat, cred că 10 minute sau un sfert de oră. Și n-am avut decât două trăsături. Dar ieri a mers super tare. În episodul de ieri a mers super tare. Mă, liniște multă, cam multă liniște. Să le bag într-un singur loc și să dau și cu momeală. Nu vine nimic. Nici la 2 nu am trăsături, nu am cerculețe. Și nu am nici sărituri. Nimic. Multă liniște pe lacul ăsta. Mai iau 3-ul. 12 minute deja. 13 minute au trecut. Bun. Și eu încă aștept să miște astea pe aici. Ce să fac, mă? Încerc să dau cu momeală, hai să dau cu momeală la 1. Dacă reușesc să dau, pot o arunc mai în sus și... Cred că atât e destul. O arunc mai sus și îl trag încet. Ia, s-a dus.
Nu, s-a dus departe. Ușor, încă puțin. Am, nu știu dacă... Uite-mă că a luat-o doiul. Lasă acolo, doiul. Ia, boss fish, mare sau ce? Nu, e mic, e mic. E mic. E bine și mic, dar e boss. Ia. Ce specie mică să fie? E bream? Sau tâmpi? Uite-mă că gata, au început. Roaci. Rud. Rud, ai, rud. Roșioară, nu? Care, treiu? Uite-mă că trage și bila. Hai să vedem ce trage la bila. Opa. A luat-o și unul, mă, unde am lăsat momeala. După câte minute, mă? Nu știu dacă am... Dacă joc de 5 minute, 3 minute, poate. Dacă am uitat de... Băi, tensiune mare pe fir. Uitați-mi să verific tensiunea. Ăsta piuie, dar dacă nu sunt atent, n-au niciun piuit. E și unul. De luat, opa. Ăsta nu vrea să vină deloc spre mine. De ce nu vii, mă, la mă? Ce-i puțin? Ce-i puțin, mă? Mi-l dăm azi, că vreau să văd ce e la un. Dar sunt curios ce am luat și cu bila. Să fie boss, dar mă ține așa mult? Tot 29 am pierduți, boși pierduți. Deci o să verific acolo. A, e biban? Nu, e crap. Biban așa mare nu e, mă, e crap. Crap, bun. Ia repede unul să nu scap. Repede pe unul. Și avem 3 cu ăsta. Până la 10, nu mai avem chiar mult. Să fie ăsta boss. Sau a apucat să plece departe. Cred că a apucat el să ajungă departe, nu e boss. L-am lăsat eu prea mult în apă. Până am luat un dițar în mână. Deci merge, mă, au fost am fost eu ghinionist în momentul în care am dat să pescuiesc de dimineață și n-am tras prea mulți. Deja au 3 trăsături în mai puțin de 5 minute. Uneori merge, uneori nu merge. Ca la pescuit așa aici. Hai, mă. Hai că a venit la mal. Poate mi-l dă și repede, să le mai bag încă o dată. Nu? Gata, l-am luat. Alt crap? Băi, iar nu scap de ăștia. Bun, am luat pe bilă crap, am luat pe mumeala asta crap, am luat pește mic. Am boss fish și pentru speciile astea mari, dar aș fi vrut să dau pe... A, pe ce m-am luat crap și cu asta? Hai că încerc un cu ăsta. Bă, și aia zicea că atrage pești mici, mă. Sau specii mici de crap. La 8 kg ăla mai e mic? Ăla mai e pește mic, mă? Așa, nu mor că... De ce să dau pe pietriș? Dăm cu aceeași mumeală. De fapt, nu. Ăsta era doiul care a funcționat cu asta. Așa, mi-a luat pește mic. Doiul, da? Am luat rud roșioară. Dau un margini, dau un iarba aia de acolo. Chiar dacă nu-mi arată că e iarbă. Trebuia să pita mai tare. Sau poate chiar... E posibil să n-ajung din cauza firului și a undiței. A, nu a undiței, a mulinetei. Bun, să încercăm să dau până în iarbă acolo. E aproape de maxim. Dacă n-ajung, n-am ce să-i fac. Ajung? N-ajunge, mă, nu, atâta îmi permite mulineta. Uite-mă că a luat-o doi, las-o pe nămol. Ia doi repede. Hai. Să vedem cine aduce doiul. E mare, bă, pune tensiune multă pe fir. E mare asta. Mare, mare, dar o fi boss. Mă, să nu iau boss nici azi. În ce episod, mă? Acum 3 episoade? Care era episodul ăla, mă? Nu! Episodul trecut, când am vrut să iau ultimii 2 boss, nu trecut, mă. Câte episoade, mă? Ultimul episod care a fost pe presa de multe, bravo. Când am vrut să iau... Când încercam să iau peștii aia mici, ultimii 2 boși din ăștia mici și îi luam pe ăștia mari. I-am luat pe ăștia mari. Și atunci nu
Aș fi vrut boss. Neapărat boss din aia mare. Aș fi vrut un boss din aia mici, aia doi. Dar mici, nu neapărat ăștia mari. Și tot i-am luat pe aia mari. Așa și acum. E boss, mă? A, mi l-a dat repede. Nu, alt crap. E crap? Sau bream? Nu, crap, parcă. Crap? Da, alt crap. Da, mă, pe n-aveam destui prinși. Bun, doi, avem doi, cred că trec pe momentul asta, văd că asta continuă să-mi dea mai repede. Uite, mă, continuă să-mi dea, lasă-o, dă resetare. Iau repede treiul, că poate îl pierd până o bag eu pe aia în apă. N-ajung nici azi. Posibil să n-ajung nici azi la 10 pești, cu un boss prins, măcar unul. Parcă merge mai bine ca de la ora 9, parcă la ora 9 de dus să încep. În episodul de ieri, episodul trecut. E mare și ăsta, mă. Pare mare pentru că nu mă ajută nici mulineta, că nu-l trage. Și nici firul nu mă ajută, că nu e pentru pești peste, nu știu, 10 kg, parcă. Și îmi pune tensiune mare, mi-l dă părăsul imediat. Și zic, băi, câta bestia, dar nu e mare, 10 kg sau peste. Atunci se încordează rău. Firul ăsta se întinde. Nu vrea să-l ia. O să încerc eu să le schimb. Ia, mi-l dă repede, că văd că vine imediat spre margine. Îl iau, mă? Nu, nu. Tensiune, gata, l-am luat. Și avem... Avem un boss? Avem boss? Hai cu bossul. Nu e boss, alt crap. Bă, dar numai crap, mă. 8 kg. Bă, deci la 8 kg deja îmi pune tensiune imediat pe fir. Bine, hai să lăsăm unul acolo. Nu mai mișc, dau 3. Am tras acolo, văd că pe aici sunt crapi. În ce zonă dădusem eu de erau ăștia mici, mă? Hai să încerc să dau în partea aia. Nu, încerc să dau departe, n-am încercat să dau exact în margine aici. Să pierd timpul cu 3, o să-l țin în margine. Băi, dar nu mai penăm mult. Pietriș, perfect. Cerculețe, sărituri, pauză. N-avem nici astăzi. 3. Nu 3, mă, bă, stai. 3, las jos, 2, mă. Luăm doiul și îl bag lângă mine, da? În margine. Poate o veni ceva aici. Ia. Bagă-l aici. Aici e nămol. Hai că-i dau acul de nămol atunci. Și lăsăm aceeași mumeală. Mai băgăm o dată. Sper că nu am speriat. Așa, o ține în mână sau să o mai las jos? Hai că o ținem mână pe asta. Până mi-o sări ceva la celelalte. N-am nicio șansă să prind în asta, văd că trage unul. Credeam că poate am norocul să vină la asta care o ține mână. Am așteptat deja un minut, cred. Sau poate două. Bine, dacă trage la unul, tragem colțul ăla. O să încerc varianta cu toate undițele în același loc și momeala dată tot acolo. Poate o veni ceva din ce îmi trebuie mie, din ce aș vrea eu să prind boși din ăștia mici. Dacă iau un boss de la mare, ăla o să mă chinuie foarte mult. Cu echipamentul care l-am acum, firul pentru pești mici și undița pentru pești mici, mulinete pentru pești mici. Bă, ce are mă tensiunea asta, bă? L-am luat. Ia mă, ce avem noi aici? Mare? Alt crap, păi nu mai dă ăștia prin, mă. Nu mai crap iau. Ce-o fi cu ăștia, mă? 5 kg. Asta îmi pune mie tensiune. Gata, mă, 3-ul, perfect. Am prins unul. Gata și următorul, bă, ce tare! Super tare, acum au început să tragă. După o oră. Uite, mă, că sunt, băi! E peștele lângă mine aici. Mi s-a părut că am văzut ceva alb. L-am luat. Am pește exact lângă mine. Da, e crap. Bine, poate e buz, nu contează. Bibanu! Bibanu! 1,60, 2,15 era recordul. Ia 2, ia 2 repede, gata, mă, am dat de ei. S-au trezit peștișorii, mă. Hai. Opa. Nu. Ușor, ușor.
Ne grăbim că este bus. Deci au tras din toate părțile, și lângă mine, și în capăt, pe stânga și în dreapta. Aș vrea să încerc lângă mine, că am văzut că se mișcă ea pe acolo. Să vedem care... Doi erau lângă mine, este cu acul de nemul. Așa, hai mă, și cu bucățele de pâine, parcă în momela. Dacă o fi tradus eu bine. Bread, punci, de la ce vreau să zic. Bucățele de pâine. Hai mă! Asta e mare sau... Sau e mic și mă plimbă de acolo-acolo. E odihnit asta. Bă, dar câți pești am prins, mă? Astea doar le prins de câte 3? Nu, aveam 5. 6, 7, astea al 8-lea. Băi, mai am 2. Mamă, mai am 2. Dacă mă întind să joc mai mult, fac episoadele prea lungi. Și o să fie greu să le urmăriți. Nu o să vă uitați atâta timp, 30 de minute, abia nici la Banished, ăla jocul cu simularea, îmi place și ăla, poate mai joc mâine la ăla. Nici la ăla nu o să reușesc eu să fac vizualizare de o oră, cine să uită o oră? De-aia am făcut și capitole, mai sar, mai... Ăsta ce mă, Biban? Nu Biban mă, ăsta, crap, alt crap, păi da, alt crap. Bă, de ăsta e moare! Boss? Zic că e boss! Zic că e boss! Bă, până 10 pești, e boss? Nu e boss, mă. Bă, nu e boss, mă, uite câta bestia și nu e boss. 14 kg. E cât tot pieptul ăsta. Cât... Abia îl țin, ia uite cât de mare. Da, bun, bun. Avem 8. Bine, mă. Hai să încercăm ăsta. Am zis că e 2, nu? Momeala de... Da, acu de nemul. Dau lângă mine pe ăsta. Mă încercăm o dată. Ultimii 2 pești. Acum dacă o trage toate 3, aia calculăm care e al 10-lea și îl prindem și pe următorul. O lăsăm pe asta jos, deși am lăsat tensiunea pe fir prea slabă, undeva la 40. Mă pornesc ei pe default, pe standard. Așa, să mai dau pe ăsta. Avem bucățelele astea, pietriși vrem să dăm. Dau în față. Mai încercăm o dată. În față. Maxima, n-am dat nici măcar aproape de maxim. Oricum nu ajunge până în margine unde aș fi vrut eu să dau. Nu, undeva la 35 cred că e destul. Hai mă, pe pietriș, pietrișul, hai da, pietrișul. Și treiul, da, o lăsăm așa, n-avem iarbă să dau cu acul de iarbă. Bă, dar n-am încercat eu maxim de margine în stânga aici. Stânga, uite așa. Bă, dar mai pot să o pun jos? Din unghiul ăsta? Mă lasă să o pun jos? Avem nămol. Coacul de pietriș. Măi, nu te cred. A, aveam și pietriș. Aici cât e 0,5 și prea sus. Bine, mai că dau cu nămol, dacă vrei tu nămol. Hai că a luat-o 2-ul. Asta e 9, da? Nu cred! L-am pierdut. Și îl pune la... Am apucat să o iau în mână... Cred că după ce, cred că am luat o mână după ce, după ce l-a dat ca pierdut. Bun, așa faceți, nu? Mușcați și plecați. Așa, da? Încercăm o dată. Băi, mai la margine, mă. Nu, am tras prea repede, prea mult. Treiul, hai că început să dau cu treiul, da? Acu de nămol. Stai, mă. Dăm și mișcus cu au. Bă, nu așa, mă, unghiul de dat departe, da? Mai dăm o dată pe namol, hai să vedem. Să vedem ce este de data asta. Pe namol, las-o acum. 3. Câți avem? 8 pești, mai am 2. Mai mișcăm de 1. Mai tragem de el puțin. Las jos. 2, nu prea am ce să mai mișc de el, poate să mă ridic în sus, să pun la loc. Uite, m-a luat-o 2 iar, exact când am vrut să trec pe el. Cât de tare, bă! Exact când am trecut pe el. Opa, nu, să nu-l pierd și pe ăsta iar. Prea multă tensiune. Bă, ho, stai. Mamă, ce să-mi fige asta. Dar ușor. Dar ușor. E mic, mă, bă, de unde are ăsta atâta energie, mă? Încă unul, ăștia sunt, mă, 10. Ăsta sau următorul, ăștia trebuie să fie. Ori am boss fish, ori n-am. La 1, la 1.
Hai mă, ușor. Bă, ce să-mi fige asta? Trebuie să fie boss. Bă, să fie boss. Prea să-mi fige așa tare în ea, mă. Ce să fie? Biban? Bibanul să fie periculos așa? E bibanul? Ia ce avem. Repede. Arată-l repede, să trec pe unul. Hai, hai, repede. Este Tench Linu, da? Nu e boss. A luat-o și treiul. Îl luăm și pe trei dacă ajungem la el. Dar dacă nu, ăsta nu e boss, ăștia sunt 10 pești. Gata. Treiul e ca bonus. Nu mi-e dă nici pe ăsta prea. Bă, da, mă, mi l-a dat. Uau, ce repede. Gata, ajung și la 3. Dar nu e boss. Gata, e clară treaba. E roaci. Bă, cât de mic. Ăsta nu e boss, mă. Roaci. Gata, s-a terminat. Am 10 pești, da? 10 pești, da. Ia-l treiul. Ia treiul. Asta e, n-am avut noroc nici azi. Sunt curios dacă am pierdut peștele ăla, dacă mi-l pune la pierduți. Bine că poate mi-l pune, n-am memorat cât aveam. Pești pierduți, dar să nu fie boss. Ia, că și ăsta e mic, vă că să-mi fige așa tare. Hopa, nu, bă, să nu-l pierd, mă, nu! Ce-mi faci, mă? Bă, ce mi-l... Nu e bun firul, mă. Dacă ăștia mici mi-l face așa cu tensiune, gata, l-am luat. L-am luat. Da, și avem un biban, mă. Uite-l, mă, bibanul. Și nu e nici ăsta boss. Și avem biban. Dar nu îmi depășește nici recordul. Dar cam atât. Nici azi n-a fost ziua mea norocoasă, mă. Nu merge nici metoda. Adică ei trag, dar n-am avut norocul să prind un boss. Și câți am neprinși? Câți boși am neprinși? Mergem să verificăm repede. N-am pierdut boss fish, n-are nimic. E bine și așa. Unde e, mă? Unde e? Aici și aici. Păi de moat, unde ești voi? Aici. Câți boși sunt, mă, din ăștia mici? Cât sunt, mă, aici? Sunt o grămadă. Și n-am luat eu nimic. O să schimb omelile și încercăm în episodul următor. Să vedem ce reușim să facem. Luăm sau nu luăm un boss, măcar după a treia încercare. Da, suficient pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!